Avem și doi invitați speciali în cadrul manifestării noastre de astăzi. E vorba de domnul Alexandru Vintilă, care este președintele Uniunii Scriitorilor Bucovineni și redactor șef al revistei Bucovina Literară. Și chiar am să rog să ne spună câteva cuvinte apropo de tema de astăzi și mai aveam de asemenea pe poetul, scriitorul complet, care este Viorel Dinescu, care l-aveam și pe dânsul azi prezent alături de noi. Prietenul nostru de foarte, foarte mulți ani, aproape la nicio manifestare de noastră n-a lipsit, putem să zicem că e de noastră. Îl rog pe domnul președinte să ne spună câteva cuvinte legat de tematica. De aici, pe urmă, intrăm la prezentarea lui doamna Cecilia Moldovan legat de John Foss. Bună seara! Mă bucur să fiu astăzi aici alături de dumneavoastră, să fiu invitat de domnul Brăneanu, care este și el membru al Societății Scriitorilor Bucovineni, o societate care anul acesta împlinește 85 de ani, a fost înființată în 1938, pe data de 12 noiembrie, și a fost visul lui Mircea Străinu, Mircea Străinu fiind considerat cel mai important scriitor bucovinean, fermentul mișcării Iconar, de asemenea o grupare care a pus Bucovina cu adevărat pe harta literaturii de la noi din țară. Practic, cum spunea cineva, s-a plecat de la complexul provinciei și s-a ajuns la faptul ca scriitorimea bucovineană să spună, să declare, să demonstreze că într-o margine de țară se poate face literatură autentică și că orice zonă chiar marginală poate deveni o veritabilă capitală, în cazul nostru, a literaturii. Și a demonstrat lucrul acesta în perioada interbelică, o serie de autori, deși mereu erau în polemică cu centrul, cu Bucureștiul, au reușit să ia premii pentru poezie ale Societății Scriitorilor din România. Este vorba de Mircea Străinu, este vorba despre Iulian Vesper, un alt poet de substanță din acea perioadă. Teofil Ianu a luat de asemenea premiul Societății Scriitorilor din România, mama actualei Uniuni a Scriitorilor din România. Așadar, iată că și din acea și în acea perioadă se discuta foarte mult de putere. Scriitorul mereu a fost în relație cu puterea. Scriitorul mereu a încercat să fie o autoritate, mai ales din punct de vedere intelectual, însă, evident, nu întotdeauna a reușit și, oricum, mereu a fost totuși scriitorul pe planul al doilea, pentru că elita conducătoare și-a spus cuvântul și, evident, că a avut întâietate. Niciodată spiritul aici, în spațiul acesta al intervalului, al tranzienței, nu a putut să învingă până la urmă această putere teribilă care e reprezentată de autoritatea politică până la urmă, de cei care mereu au știut să pună mâna pe putere. În momentul de față, dacă mi-aș pune întrebări cu privire la puterea pe care o mai are scriitorul, mi-ar fi foarte greu să răspund, pentru că scriitorul e și are o autoritate tot mai scăzută, are o putere tot mai scăzută. E adevărat, Adrian Dinu Rachieru a făcut o incursiune în istoriografie și a pus în evidență relațiile
mai din urmă pe care, cu puterea pe care le-a avut scriitorul. Dar a fost o putere, un surogat de putere, de fapt, în realitate, pentru că aparatul comunist era unul în care prin putere încerca să se prin scriitorime, prin literatură, încerca să se legitimeze. Și atunci, bineînțeles, că oferea un fel de putere unora, care chiar credeau că au putere, însă puterea nu era chiar reală. Și pe lângă aceștia erau, bineînțeles, scriitori, precum a fost și Constantin Severin, dar și mulți alții, care și-au văzut de scris. Până la urmă, scriitura trebuie să fie în afara puterii și scriitura este în sine o putere și doar din punct de vedere spiritual, în afara societății, și fiecare autor trebuie să-și urmeze calea sa și, bineînțeles, ar trebui, după părerea mea, să fie străin de putere. Din păcate, suntem oameni și nu vom fi niciodată străini de această putere. Vorbim despre religie și putere, vorbim despre cultură și putere. Ceea ce este cert este faptul că puterea corupe, puterea ne strică, puterea ne îndepărtează până la urmă de originalitatea noastră, cea dată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne învață de fapt să nu trăim în relațiile acestea de putere. Tocmai El nu își exercită față de noi puterea, mai ales în această nouă paradigmă cristică, iată că vorbim despre iubire, sub nicio formă despre putere. Dar suntem oameni și, bineînțeles, suntem interesați și de multe ori ne credem Dumnezei pe pământ și avem impresia că totul ni se cuvine, însă, de fapt, nu ni se cuvine nimic și, de fapt, ar trebui să fim noi înșine, așa cum am fost creați și să chiar să ne iubim între noi. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi. Aulia, a ajuns și doamna Camelia Radu. Uite. Da, să o aplaudăm. Îi mulțumim că a venit tocmai de la Ploiești. Făcute efort să fie astăzi cu noi aici, ai mulțumim. Și acum să trecem la momentul Cecilia Moldovan legată de către deținătorul premiului Nobel. Na, știi ce a dat. Da? Vă rog, doamna Cecilia, trebuie să vă dau. Câteva date foarte simple. Să vedem statura lui de mare reprezentant al nume. Am înțeles, eu am voce de sănătate. Am aici o prietenă care era rășită. Cel care trebuie să încătați a fost poet, s-a manifestat în aproape toate speciile, a fost prozator, a început cu roman, primul roman a fost un roman al suicidului, a continuat cu poezie, apoi a fost solicitat să scrie teatru și s-a oprit foarte mult la teatru. A scris teatru. Bineînțeles, când vorbim de un finlandez, nu putem să ne amintim de peisajul de care ei sunt. Deci, un teatru nordic care a început în secolul al XIX-lea să fie modern, între primii dramaturgi moderni. Trecem după aceea, deci eu într-un triunghi l-am găsit eu așa. Ibsen, într-un unghi, celălalt ajungem la jumatea secolului trecut, care este Beckett, cu Anand Tandau, nu e cu Modo, sau cu Modo, când a început teatru modern, teatru absurdului. Și ajungem la Fosse, mă rog, în biografia care am citit-o eu în engleză, n-am găsit nimic despre Ionescu. Dar noi avem toată mândria să-l numărăm printre dramaturgii postmodern, chiar postmodern. Fosse avansează, pentru că știința a avansat, avem teoria cuantică,
care știm că abordează viața dintr-un alt punct de vedere al lumii moleculelor și subul particulelor. Și cartea aceasta haotică s-a făcut. Ok. Mi-a baterii. Așa, dar nu știu ce o să o spun. Are telefonul, să te scăd. Mersi. Trebuie la pizarră. Păi, este... Unde se află? Eu îl găsesc la mijloc. Între Ibsen, tema aproape clasică, dar începuturile, mijlocul secolului trecut, deci Ibsen este secolul 19, Thomas, irlandezul Thomas Beckett și el deținător al unui premiu Nobel în 69, cu teatru absurdului și îl băgăm și pe Ionescu. Iar Fosse, am spus, mergem paralel și receptează toate specificitatea literaturii postmoderne pe care o aplică în piesele sale și în proză, absolut și în proză. Pentru că el a primit premiul Nobel pentru romanele, de fapt întâi teatrul și romanele sale în care el reușește să dea voce nespusului, se spune, nu? Unsayable. Pentru că el într-adevăr excelează în a verbaliza gândurile. Toată literatura lui, de fapt, sunt gândurile haotice, apropo de teoria cuantică, nu? A mișcării haotice, el face în așa fel încât ambiguitatea să învelească totul. Cuvintele, limbajul este redus la câteva cuvinte, vom vedea despre limbaj. În primul rând, ca teatru post-dramatic, așa, ca și literatura dramatică în general, nu caută acțiunea, nu caută nici înțelesul, ci din contra adoră ambiguitatea, că vorbeam, fragmentarea. Nefiind un conflict, nu avem linearitate. În teatru avem mijloace mult mai puține și el găsește niște tehnici dramatice care să ducă la concentrarea expresiei și nu numai expresie, avem de-a face și a sensibilității, avem de-a face cu tipuri și caractere ale nordului. Nu? Acolo nordul înghețat, cu depresii, cu noapte polară, cu frig, oameni care stau în casă foarte mult. Sigur că personajele sale au aceste însușiri. Personajele sale tac mai mult, pentru că au și sensibilitatea saxonului, a vikingului. Sunt interiorizate. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în interior. Adică combustia este în interior. Avem sentimente neîmpărtășite, avem dorințe refulate, emoții nearticulate pe care le aduce în piesele de teatru și în romane, le aduce și le reușește să le minimizeze, să le condenseze. Avem deci un teatru static, fără mișcări de scenă, o să vedeți un pic în micile noastre exemplificări. Așa. Culmea că teatru este pe lângă neliniar, nu conține acte, deci un singur act. Nu e împărțit, cum știm noi, actul, scena, nu. Nu conține punctuație, nicio punctuație actorul, dar vorbim de actor, dar întâi să vorbim de cititorul teatrului. Interpretează cum vrea. El este un cititor și un spectator activ. Ăsta este spectatorul modern. Este activ, participă la construcția operei literare însăși. Deci imaginația și sensibilitatea spectatorului este împinsă la maximum, exploatată. Așa s-a întâmplat și în poezie, nu? Dacă
parcă este dușman cu spectatorul și cu cititorul. Cât mai ambigu și mai neînțeles, cu atât mai, e mai bună și poezia, și teatru, și bine, în limitele literaturii postmoderne vorbim, nu? Da, dar pe de altă parte, nu știu dacă putem, că eu n-am timp acum să dezvolt, dar nu putem nici continua cu ce scriem noi. Adică, mă rog, nu știu, în sfârșit, gata, asta e o temă pe care o las așa, că e mult de discutat. Dar trebuie să mai aflăm ce se mai e așa. Culmea că suntem suntem înainte prin unele tehnici dramatice și narrative, și tehnici narrative în roman. O să vedem că avem retrospective, avem... Deci suntem înainte, dar totuși batem piciorul pe loc, pentru că literatura absurdului a început acum 70 de ani, să zicem, aproximativ, să zicem. Bine, dacă nu mai vorbim de Kafka și de Virginia Woolf și de numai, sau în teatru Pinter și așa mai departe, ne aflăm și mai înainte. Ce se mai, din postmodernism, este o nouă percepție a spațiului și a timpului. Adică, acestea sunt vagi în piesele de teatru. Sunt spațiul și timpul este necunoscut. Ne trezim în piese de teatru, că începe cu în întuneric, cu luminile stinse, personajele pur și simplu apar din neant într-un anumit loc și într-un anumit spațiu, ele nu fac decât să schimbe niște dialoguri sumare, iar spectatorul trebuie să, încet, încet, să dea identitate personajelor respective, care își amintesc de anumite sentimente comune, anumite evenimente comune și care încep de-abia la începutul piesei și până la sfârșit spectatorul trebuie să înțeleagă ceva. Și atunci îi se dau niște pauze, este arta pauzelor la fose, pauze în care spectatorul sau cititorul trebuie să conecteze o replică cu alta, un eveniment cu alta, altul. Totul este într-un haos, mintea pusă să lucreze și... În absența conflictelor? În absența, nu există conflicte. Păi asta este postmodernism. Nu există nici conflicte. Tocmai asta este postmodernismul. Nu avem conflict în sensul de intrigă. Nu există intrigă. Doar stări și asta este. Teatrul vrea să creeze stări. Nu să aibă suspans. Nu-l interesează suspansul, nu-l interesează acțiunea. Este un teatru static. Iar romanul este un, cum se zice, slow novel, încet, așa, avansează foarte încet, se întoarce, tot din amintiri este creat, totul este din amintiri. O să trecem la proză mai târziu. Acum, vorbim de pauze, așa, o altă tehnică este a repetițiilor și o să încep cu repetițiile acestea, ca exemplificare. Așa, repetițiile în care timpul se dilată. În ce sens? Spune un personaj spune ceva, celălalt repetă și adaugă foarte puțin în timp. Spectatorul trebuie să fie foarte atent ce a spus celălalt ca să poată reconstitui o anumită stare, o anumită scenă adusă din trecut. Și am să încep cu piesa Cineva are să vină. Cineva are să vină, așa, în care repetițiile sunt la ele acasă. Piesă care a fost printre puținele montată și la noi de Radu Afrim, știți, talentat. Acum voiam să spun mulțumesc. Exact asta urmăm. Da, și nu numai el, este și o regizoare, nu are importanță, Cristina. Deci vreau să spun că noi ne-am trezit un pic înainte și chiar m-am simțit așa de mândră că ne-am simțit un pic, am intrat în trend mai înainte de Nobel și s-a tradus puțin, dar s-a tradus din el. Și s-a pus în scenă Radu Afrim, care este foarte avangardist, să zic așa, a pus așa. Despre ce este vorba pe scurt, așa?
un cuplu, vârstă medie, cumpără o casă, orășeni, bineînțeles, cumpără o casă undeva în nord, între fiorduri, acolo în nord, cumpără o casă veche și unde relația lor, mă rog, era așa și așa, caută să se salveze în singurătatea aceea, să se salveze unul pe altul. Intră între ei dialogul, dilemele. El este un pic ros de gelozie, ea plină de spaime, mi-a plăcut termenul că ăsta e de la vechi, așa, frici, angoase, da? Așa. Și până la urmă vom vedea că acest cuplu, o să vedeți acolo cum evoluează, nu vreau să vă spun, pentru că haideți să încercăm un picuț să dăm așa un pic un... Nu durează mult, că am selectat foarte puțin. Noi acum suntem, noi cuplu suntem în drum spre casa noastră de pe vârf. Ne-am îmbrăcat pentru că autorul este rece, ați văzut, și să nu demurăm aici. Tot ce nu este reușit este sublim la autor, de aceea primim Nobel. Deci noi acum ne-am întâlnit, eu îi mulțumesc, eu dăm voie să vă prezint. Dumnealui este pastor și acum l-am văzut, e singurul pe care am întrebat și am spus, domnule, vrei să citim împreună acest dialog ca să poți interpreta? Și a spus că da. Și atunci vă mulțumesc, atunci, mă rog, să iertați. Și să iertați că, mă rog, este așa, că suntem și noi exact în atmosfera absurdului. Suntem și noi absurdi. Perfect. Singurătate. De unde e asta? Singurătate absolută, da? Ce e? De unde e? Exact ai pus punctul pe ei. De unde este? Nu știu, dar de unde e? Ce piesă? Doamne din piesă. Ce piesă? Cineva are să vină. Ce-am prezentat mai? Cineva are să vină. Cineva are să vină. Care am spus că a fost jucată în România, culmea, de câteva ori. Privește! Deci să știți, personajele, n-am apucat să vă spun, dar personajele lui sunt fără nume, n-au descriere. Didascaliile, știți ce sunt didascaliile, da? Direcțiile de scenă, never, ever, niciuna, niciuna. Personajele sunt puse pur și simplu în fața spectatorului și pus la treabă spectatorul să facă, să zicem, da, în roman mai e, așa. Privește, în sfârșit, casa noastră, în care vom fi împreună, tu și cu mine, singuri, la casa în care tu și cu mine vom fi singuri. La casa în care vom fi singuri. Nu doar singuri, dar singuri împreună, tu și cu mine, singuri împreună. Și nimeni nu va veni. Acum am ajuns la casa noastră, casa care este a noastră. A noastră. Casa care e a noastră și numai a noastră. În casa în care nu va veni nimeni. Acum am ajuns la casa noastră. Da. Casa în care vom fi împreună, singuri, singuri, unul cu celălalt. Oh. Dar e puțin altfel. Nu m-am gândit nicio clipă că va fi așa. Nu, nu. Căci cineva are să vină.
scriu aici. Ține cuvinte, fraze scurte, esențe care să inducă în mintea spectatorului și în simțirea lui ceea ce vrea să exprime. Păi are, păi asta am spus. Da, a fost denumit un Beckett al secolului 21. Da, păi nu, că ce să pui, păi n-am vorbit de triunghi. Deci de acolo vine, din triunghiul acela, care le-am zis eu triunghi, așa, mă rog. I-am zis eu triunghiul, nu știu, da. Dar să știți că, v-am mai zis, că în ce am citit critică, așa, în engleză, în europeană, nu se pomenește nimica de Eugen Ionescu. Așa m-am indignat, sau în sfârșit. Asta este, așa suntem noi totdeauna. Mă rog, bine, dar Fosse merge mai departe cu ambiguitatea, mai departe decât Beckett, mai departe decât acolo, acel Godot, într-adevăr, era ambigu, un personaj care nu știm dacă vine, cine este, cum este. Dar, da, da. Acum, un alt procedeu este pauzele, singurul lucru pe care îl notează, deci textul este fără pauze, fără punct, nicio punctuație, nici romanul nu are, 300-400 de pagini, niciun punct nu are. Este așa, da. Da. Deci vorbeam despre balanța aceasta dintre pauze și cuvinte. Doar câteva cuvinte pe o linie, nu știu dacă ați observat, mă rog, propoziții scurte, eliptice, simple ca structură, dar și ca din vocabularul zilnic, ca și situațiile care sunt din rutina zilei. Ritmul lecturii, oricum, este foarte lent. Da. Acum, o să exemplificăm un pic... Mai adaug ceva. Eu înțeleg mai degrabă punctele din paranteză decât cei până acolo și după. Deci ăsta este absurdul, dar noi încercăm să-l trăim. Deci e singurul lucru care îl notează, punctele din, adică puncte din paranteze, în care actorul să știe că acolo să stă un picuț, să se gândească ce s-a spus, ce s-a simțit, ce... bătrânul, da? Personajele sunt bătrânul și bătrâna. Eu recunosc. Tu nu ești bătrână, ci sunt eu acolo. Hai să o contrazi. Nu ne-am acolo. Așa s-a pus, uite, suntem noi acum. Bătrânule. E ca și dumneavoastră întâi, da? Bătrânul. E ca și cum nu ne-am cunoaște. Da, tu devii tot mai necunoscută. Te mai cunosc. Un pic. Stai în picioare acolo. Te recunosc. Îți recunosc fața. Dar tu, aceea care ești, da, tu, stai în picioare, acolo, tot mai mult devii altcineva. Domn Petru, fii atent. Tu m-ai cunoscut. M-ai cunoscut. Sau cam așa ceva. De mulți ani. M-ai știut în toți acești ani. Ți-amintești? Nu? Îmi amintesc. Și în același timp, de toate cele ale vieții,
tu ești cineva pe care o cunosc. Și faptul că nu te cunosc devine din ce în ce mai evident decât orice altceva. Tot ce mi-amintesc și tot ce se întâmplă în ceea ce mi-amintesc e că eu nu te cunosc. Așa este. Și nu există nimic ce poate fi făcut. Și doresc așa de mult să te fi cunoscut. Dar tu chiar mă cunoști. Ce pot face să te determin să mă cunoști? Nu nimic de făcut ca să mă vezi să te cunosc. Trebuie să existe ceva. Ce aș putea face? Nu prea cred. Și sunt așa de setul de tot ce este necunoscut. Știți care e problema? Dumneavoastră v-ați implicat prea mult afectivă. Așa, bravo, bravo! Trebuia să fiți absolut neutră. Rece! Așa este în teatru acesta. Este rece, dar, mă rog, lăsați așa, că m-am gândit, nu știu, așa este. Iar eu de atâta rece am răcit și am cufet. Și care se numește Asle și care trăiește cu un alt Asle împreună, care de fapt este o variantă a lui, deci Asle 1, asta zice eu, Asle 1, Asle 2, ca să înțeleagă ceva. Așa. Și da, da, ei nu sunt numiți de atunci, nici în roman. Așa. De fapt, este prezentarea romanului acesta, este prezentarea a două vieți care se petrec în paralel. Sunt două variante ale aceleiași vieți. Da? Așa. Ce avem aici? Ce avem? Uitați, asta este pictura, o pictură care lui a, nu știu câte pagini, asta e acum, el picta, trăia din pictură, acest Asle. Amândoi Asle erau pictori, bineînțeles, da? Pentru că unul de fapt era, cel de-al doilea era sinele său, da? Așa, amândoi sunt pictori, singurul lui, a naratorul este Asle 1, singurul Asle 1,
prieteni era un pescar din vecin care îl ajuta cu hrană, cu zăpada, cu aia, cu aia, și un galerist în care își ducea tablourile. Atâta mi-am adus aminte acum și vreau să spun, pentru că el este, așa cum pare el superficial, dar este foarte, nu că superficial, în puține cuvinte, mult în puține cuvinte, nu se înțelege, da? Așa. El este foarte profund, o să vedeți. Cei doi asle trăiesc niște, au niște obsesii, de fapt. Care sunt obsesiile? În primul rând, moartea soției, băutura, era aproape alcoolic, care era. Căutarea divinității. Căutarea divinității și în final, aici are și ceva autobiografic, se va creștina. El era luteran, nu știu dacă din partea aia, se va creștina. Va trece la catolicism, ca să așa acolo. Așa, și cei doi, romanul urmărește convergențele, divergențele, discuțiile dintre ei, fără să fie filozofice, așa, pornesc de la lucruri, el voia să fie izbăvit. Adică personajele acestea oscilează între dependențe, incertitudini și izbăvirea aceasta. E un fel de purgator în care trăiesc. Va... Atunci, asta vreau să vă spun. Când reușește să vândă un tablou, el spune așa. Scrisul, ca și rugăciunea, au pe însăși natura lui Dumnezeu în ele. Eu când vând un tablou, eu vând numai rama așa. Lumina aceea care m-a vizitat rămâne în mine. Eu dau toate tablourile, dar ce-a pus eu acolo și ce-a pus divinitatea când mi-a trimis raza aceea inspirațională, rămâne în mine, adică în bogăția mea sufletească. Multe ar trebui să spun, ca să nu te fac să uită Domnul. Da, da, dai și eu să faci multe. Nu, că mă avea și pe Botez, că vreau să... Iar un autor interesant, știi? Da. Este foarte interesant. Ca să-l poți gusta pe acest forfet, va trebui să știi coordonatele literaturii postmoderne și de aceea eu am dat trăsăturile literaturii postmoderne. Este ceea ce scrie el, este un post, teatru post-dramatic, da? Vreau să vă rețin atenția 3 minute. Că este inovator, de aceea îi dăm. Vreau să o felicit pe Cecilia Moldovan și îmi pare rău că majoritatea dintre noi ne-am comportat ca niște copii de grădiniță, fără să ascultăm, fără să dăm atenție. Mie mi se pare că a citit în profunzime. Eu mi-am propus să citesc proza lui Ion Fosse, încă nu am citit. Am citit prima piesă. Da, se găsește orice vrea. Nu facem acum comerț cu asta. Eu vreau, pentru că unii au înțeles greșit, de fapt nu au înțeles acele tăceri pe care a avut să le transmită Cecilia din piesa lui Ion Fosse. Vreau să vă citesc un fragment. Mie mi se pare foarte poetic, poematic. Deci el scrie un teatru poematic. Și să vă conving, nu să vă conving, să vă schimb opinia, pentru că pe mulți am auzit că e literatură infantilă, nu este deloc infantilă. Deci un fragment mic. Și niciun om n-a fost de văzut, doar drumul, și iată-ne în fața casei de aici, și mai intens, gândește-te când se va întuneca, gândește-te când va fi furtună, când vântul va pătrunde drept prin ziduri, când vei auzi marea cum bate,
când valurile se vor împolbura, când marea va fi albă și neagră, și gândește-te cât de frig va fi în casă, când vântul va pătrunde drept prin pereți, și gândește-te cât de multe până la oameni, cât de întuneric e, cât de liniște are să fie, și gândește-te cum va sufla vântul, cum vor bate valurile, gândește-te cum are să fie toamna în întuneric, cu ploaia și întunericul, o mare albă și neagră, și doar tu și cu mine, aici, în această casă, atât de departe de oameni. Și vreau să acordăm 2 minute unei doamne care a trăit în Norvegia, deci mi-a zis ceva foarte interesant și înțelege cu totul altfel această poezie, această poezia a Nordului. Vă rog, și să spuneți cum vă numiți, eu știu dacă este fica doamnei Botvânt. Poezia salut cu drag pe reprezentanții literaturii băcăoane și mă bucur că am onoarea să fiu aici cu dumneavoastră. Sunt venită în vizită, sunt fica doamnei Paraschiv, Mara Paraschiv. Sunt venită într-o vizită în România, locuiesc în Statele Unite și sunt medic de profesie. Pe mine m-a pătruns această scriere pentru că am avut șansa să locuiesc aproape 3 ani în Norvegia și înțeleg acel frig și acea izolare, căci Norvegia este o țară de munte, de piatră, foarte izolată, o țară a pescarilor care trăiesc pe stânci, cu cabane izolate și care de altfel au și o vorbă în care spun că noi ne putem împrieteni numai dacă eu strig de pe acel deal și tu îmi faci cu mâna de pe celălalt. Și frigul și izolarea Norvegiei pe care eu am întâlnit-o acolo a fost un contrast extraordinar cu căldura norvegienilor, care deși se știu că sunt reci, nu sunt reci pentru că își doresc această socializare. Noaptea polară care ține în casă. Da, aș adăuga la această poezie și nu mă mir că a primit premiul. Am avut și șansa de a studia Mara lui Ibsen stând acolo în Norvegia și cunoscând și vorbind, învățând limba norvegiană și cunoscând oamenii de acolo. Ce aș adăuga este ca să înțelegeți această pictură, căci este o pictură, un tablou în această piesă, să adăugăm cele 6 luni de întuneric și 6 luni de lumină, care nu sunt pe întregul teritoriu al Norvegiei, dar în mare parte ziua este condensată la un număr mic de ore pe tot teritoriul Norvegiei și iarna, iar vara, este invers, căci la început nici nu puteam să dorm de lumina de la 12 noaptea. Deci, pentru mine are o profunzime extraordinară. Cred că dacă ne-am așezat în contextul și în izolarea unei case pe vârful unui munte, unde ajunge el și ea, și un fiord în care bat valurile, și în frigul norvegian, atunci înțeleg legătura dintre aceste 2 suflete într-o singurătate absolută și într-un frig cu care noi aici nu suntem învățați. Nu trebuie. Mulțumesc. Și am dorit doar să împărtășesc acest sentiment. Vă mulțumesc! Da, să mulțumim doamnei Cecilia Moldovan și actorului Ticăl Mândescu, care s-a dovedit că are talent de iartor. Preot. Ce preot? Ce preot își facă teatru. Să-i mulțumim și lui doamnișoara Violeta și doamna Iuzi Paraschiv, că altfel nu știu care e numele. Nu, nu, nu. Fietelor. Nu, nu, nu. Violeta.
Doamne Violeta. Și acum să completăm două lucruri. Unu, moare un bătrân, ajunge legat de el. Moare un bătrân, ajunge în purgatoriu, la vreun an moare și soția, ajunge și în purgatoriu, îl vede pe bătrân și foarte bucuroasă, ba, am întâlnit, nu știu, la care e bătrân. Ei, femeie, stai liniștit, contractul a fost până Marta ne va despărți. Deci, apropo de sigur, de-a fi, dar nu ne cunoaște, uite, dacă ajungi din colț, ar trebui să mă cunoaște, asta mai bine. Și al doilea vis-a-vis, ce spunea doamna Violeta, fata lui Mara Paraschiv, avem și noi izolați prin, prin munții ăștia noștri, 30 de case, avem scriitori, cu bătrâni, exact, cu bătrâni singuratici care stau izolați și care nu-i mai vizitează nimeni și care sunt pierduți din păduși, din vârfuri de dealuri, din case de vârfuri de dealuri, că nu ne închipuim noi. A, că nu sunt scriitori care simt prea, asta este altceva. Și al treilea lucru, apropo de treaba, e un paradox, noi trebuie să știm paradoxul extraordinar. În timp ce peste 50% din generații, populației, e analfabete funcțional, în Europa e cam tot atât, și crește acest procent, noi vin cu lucruri care cine mă înțelege? Când noi nu înțeleg să citească reviste sau nu știu ce, va fi din 5 mai puțin care vor reuși să citească și să înțeleagă. Asta e paradoxul și anii 3, haideți să fim realiști. Deci eu vă spunem noi, domnule, da, într-adevăr, este teatru modern, mai este și teatrul ăla, sau cum se cheamă, performance. Performance, că așa că e o chestie interesantă în care îl pui pe spectator sau pe vizitator să trăiască el, el să creeze, de fapt, ambientul artistic. E adevărat. Da. Oamenii care nu știu să citească, sau care mâini pe mâini pun deștru. Sunt și acum foarte mulți care în loc de semnătorul pun deștru. Spre asta vorbim. Bun, dar asta este altceva. Și acum să-l ascultăm pe domnul și domnul Mihai Botezi, care și ne-a ascultat intervenția despre Ion ăsta nostru. Așa, posibil, pe care trecem, cei care aveți de prezentat cărți, trecem să vă prezentați cărți. Vă rog. Este visul, cred că al fiecărui scriitor din lume, nu doar de la noi, este să ajungă la această magnifică recompensă și recunoaștere a creației sale, să primească... aproape un milion de... Da. Așa. Și la noi s-a spus ceva interesant. Românii se bat de multă vreme să ajungă acolo, dar se pare că ei sunt atât de solidari încât au spus ori luăm toți, ori niciun. Aș vrea să ne strângă de tăcuța, dar ai început cineva ce vârstă are acest scriitor norvegian? 64. Mulțumesc. Așa. 64 de ani. Problema este, dar cum iar patrua scriitor norvegian care ia acest premiu, e un nordic, într-adevăr, e aproape de Suedia, a primit și un premiu, o să citesc puțin el din, știu CV-ul său, așa, de premii, măcar, și ne întrebăm, bine, e dificil, cum de a reușit să convingă un juriu destul de exigent, zic eu, așa, să îl propulseze pe această treaptă magnifică, nu? Ești nobelizat, da? Nu întâmplător. Și a doua chestiune, jucat ca autor de teatru în marile scene ale lumii. Da? 1000 de spectacole s-a jucat. Deci, da. Și eu mă gândeam că avea dreptate Roland Barthes când spunea despre Albert Camus că a scris un roman care se apropie de gradul zero al scriturii. Cred că abia acum, după ani și ani, așa după peste o jumătate de viață, își arată roadele acest tip de scritură în care toată stilistica, retorica, așa, e dată deoparte. Și atunci, ce vrea spectatorul? Dăm ceva în care să mă regăsesc. Probabil că pentru acești oameni, acum nu știu dacă vor fi, așa, știu eu, vor ceva esențializat, vor ceva foarte puțin, nu vor să fie stimulați, să-și pună minte la contribuție, dar ce a vrut să spună prin metafora asta, dar nu știu ce. Totuși,
Probabil că ne îndreptăm spre așa ceva, spre o esențializare în limitele de jos. Deci undeva foarte de jos. O să citesc puțin de el din titluri. Și să vedeți că are multe opere, adică nu i s-a dat de arme degeaba pentru puțin. Parcul acvatic, sânge, piatra există, colectorul de sticle, plumb și apă, melancolie, 1 și 2, dimineața și seara, insomnie, texte vechi în proză, la căderea nopții, visele lui Olaf, ea este Elis, ghitara încuiată, mamă și copil, fiul, dorm micuțul meu, iarnă, după amiază și așa mai departe. Ce premii are la activ? O să vedeți că nu numai la el are și în lume. Așa. Începând cu 1992. Deci premiul pentru literatura neo-norvegiană, nu s-a spus și e important. El scrie într-o limbă care nu este limba oficială din Norvegia. Este o nouă norvegiană, așa, și el spune chiar bucura lui că premiul a fost dat acestei limbi pe care el a urcat. Acum este o tendință de a revaloriza limbile acestea ocultă. Da, e un fel de dialect din partea de vest, din fiordurile acelea, pe care el le-a scos și le-a dus în lumină. Apoi, deci are premiul Aschen Punkt. Este cel mai important, da. Da, are. Deci, are și premiul Brahe, premiul german pentru literatura tânără a Ministerului General al Familiei, premiul internațional Ibsen, premiul european de literatură. Este doctor honoris causa Universității din Bergen, pe care a folosit-o și el. Are ca distincții, decorații, pe cea de cavaler al Ordinului Național al Meritului în 2003 și comandor al Ordinului Sfântul Olaf în 2023. Deci un om care a fost jucat pe marile scene ale lumii și probabil că face gustul, pe gustul cititorilor de astăzi. Eu știu că am văzut la Petra Neamț un spectacol de Peter Handke, care nu de mult a luat premiul Nobel și el, așa, și se chema Insultarea Publicului. Era un teatru interactiv, așa, și vă spun, nu merita teatrul de Petra Neamț, mă rog, spectatorii de acolo, dar pur, oamenii nu știau cum să reacționeze la replicile de acolo. Așa, pentru că, băi, dobitoc, băi, cum tare, bă. Așa. Și au început unul că trebuie să se plece din sală, doi, la dracu, și nici bani nu mai trebuie. Așa, n-am înțeles mesajul. Dar erau, aceste piese nu erau pentru români. Erau pentru burghezii americani și alții care dorm în fotoliu, stau acolo și trebuie să-i trezești cu ceva, așa, să-i biciuiești cu ceva, ca să-i aduci la realitate. Și atunci, cu ce mai dur din limbaj? Așa. Vor să vină cu altceva, vină cu aceste tăceri, aceste pauze, așa, cu aceste esențializări banalizate. Și probabil că e un atu. Nu știu dacă noi trebuie să ne gândim așa să scriem și noi. Nu cred că ne caracterizează. Dar pentru o anumită mentalitate contemporană, cred că este interesant. Mulțumesc! Da, este de ales fiecare își urmează calea și fiecare nu vizionează sau ceea ce îi place. E greu, într-adevăr. Eu cred că, până la urmă, un astfel de teatru va pătrunde și la noi, încet, cu generațiile care vin. Va pătrunde, dar apropo de ce spunea domnul Botez, că dacă vine cu unul de-asta, ăla te insultă sau nu, și ești din sală, zici, băi, nu lasă-mă, dar bani să mă insulte chiar de asta. Da, dacă nu înțelegi convenția, vă seama că, mai ales pentru noi ăștia, să stau să vină un actor să mă și insulte. Ba, discoși, nu știu, știu, da, mersi, îmi place, uite, și nu poți să faci așa, chiar reacțiile noastre. Bun, oricum mulțumim și domnul Hai Botez, vă mulțumim noastră că ați avut răbdarea și chiar am meritat. Ia spuneți, n-am meritat? A fost un moment care de știu că de știu. Vă rog, eu mi-aduc aminte când eram mult mai bine. Am citit o carte de a unui mare neuropsihiatru, în care nota toate gândurile pronunțate, scrise de schizofren. Pacient. Da, sunt interesante toate astea. Și fost a fost pacient. E foarte greu, mie mi-a fost greu
să suport diftii. Nu! Da, frustralitatea distinției. Să disting între... Mesajul. Talent. A, spune nimic. Și vorba lui Ușurelu și a nu spune nimic. Nimic, da. Asta e. Da, mulțumesc, domnul Screscu. Și acum să trecem la cealaltă parte, că avem mai puțin de ore la dispoziție. Ei, lasă că să aflați după aceea, mai stați în pauză și vă documentați. O să începem această prezentare de cărți cu ce a venit mai la urmă, dar întotdeauna doar alături de noi și va fi cea de e vorba de doamna Radu Camelia, care nu mai departe tocmai din la Ploiești și, e drumul mai lung. Republica Ploiești. Da, Republica Carangele, bineînțeles. Acolo a fost prima republică românească. Ioan Nichită. Da, Ioan Nichită, da. S-a auzit pe doamna Camelia. Bună seara! Voi începe eu această secțiune a festivalului, care îmi place foarte mult, pentru că fiecare poet își poate prezenta, sau de fapt scriitor, ceea ce a mai făcut în anul respectiv. Eu am un volum micuț, care a ieșit la editura Avalon, de la Cluj, și este de fapt o selecție de 50 de poeme din o parte din cărțile pe care le-am scris, alese de Manuela Krenke, cea care a făcut această mică antologie și a și tradus poemele în limba germană, astfel că sunt 50 de poeme care sunt, deci volumul e biling, român-german. O parte din aceste poezii, de ce s-a hotărât ea să îmi propună această colaborare și să traducă din poeziile mele? Pentru că o parte, câteva din ele au fost traduse de ea și prezentate în diferite reviste și almanacul din Germania, din Austria și chiar într-o revistă din Elveția. Și ele au avut succes, adică au fost niște poezii care au fost remarcate. Este adevărat că din tot ce am scris eu, ea a ales din acele volume care reprezintă o viziune a mea despre urban, contemporan urban. Și atunci a ales așa, pentru că mi-a spus că astea sunt foarte citite în Germania și pentru că ei sunt foarte preocupați de partea asta să te vadă că poate ești tragic, poate ești vesel, poate ești cum, dar te legi cumva de locul în care stai. Există acolo, îl reprezinți și te emoționează și atunci vorbești despre el. Deci, volumul meu are o mică prefață de, scrisă de Ovidiu Pecican, micuță, dar esențială, și are aceste 50 de poeme. În continuare, eu s-ar putea să mai fac o antologie selectivă numai în limba română, din ce am scris până acum, dar nu va fi foarte greu, pentru că dacă iau numai poeziile din prima parte a vieții și am fost îngrozită că s-au adunat peste 750 de pagini și ar mai fi încă 3 volume la fel. Deci va trebui să găsesc un critic care să mă cunoască foarte bine și să vadă etapele de evoluție și de transformare ca să poată să facă această antologie, pentru că sunt diferite locuri, diferite imaginare, sunt multe cărți care sunt scrise despre știu eu, galbene Portugalia, sau despre Oman, sau despre Nor, care scrisă despre Suedia. Și sunt tot felul de locuri din astea, plus Toluenul, care este scris despre Ploiești. Cu poluarea nenorocită și drama și tragedia noastră. Deci cartea aceea nu e socială, nu este cu pancarte și lozinci, este o carte a tragediei unor oameni. Deci acesta este volumul meu, are o copertă foarte frumoasă, realizată de un grafician de la editură și sper ca să am niște cărți pe care să le las și aici la Bacău. Vă mulțumesc foarte mult și trebuia să vă spun că pentru anul care vine am în lucru un volum de
eseuri care se despre, deci este psihanaliza basmului românesc și care sper să apară la o editură foarte mare. Și aceasta este un fel de resuscitare a valorilor noastre foarte vechi, pe care le interpretez, pentru că basmele știți că sunt o sursă inepuizabilă și de antropologie și ezoterică. Și... Dar este foarte greu, vă spun, și deja cred că am 100 de pagini. Nu văd. Citește tu. Mulțumesc. Sunt modestă, scriu cu pixul într-un caiet, pe facturi, pe chitanță, pe ce mi-meresc. Literele sunt numite, dar împreună cu facturile de plată am o cronică precisă a stresului cotidian. Pasta pixului se termină adesea și atunci încerc să citesc Apăsarea din hârtie. Scriu de la o vreme direct în fișiere Word. Zi de zi șterg literele tastelor, este singurul semn fizic al gândurilor evacuate. Care este una din poeziile mele foarte dragi, deși poate trebuie să știu. Știu, dar aia e... În același război. Suntem în actualitate. Brațele tatălui meu le priveam dintr-o depărtare scundă, marele absent ocupat cu destinele lumii. Luna roșie o aducea acasă. Mama îi spăla umbra însângerată. De ce? L-am privit obsedant, l-am privit în față și pe furiș. L-am privit, l-am crăpat în multe zile, mi-a pătat degetele de viață. Brațele tatălui meu le priveam, întrebându-mă pe cine apără și pe cine ucid. Foarte frumos! Felicitări, Camelia! Mulțumim mult că ai venit și ne-ai bucurat. Trebuie să preiau un mic, domnul Brăneanu are o problemă administrativă. Vreau să știu cine își prezintă cărțile seara asta. Valeria Manta Tăicuțu, Petruș Andrei, domnul Severin, domnul Vintilă, domnul Miță Ușurelu. Da, să fiu. E problema de timp, vă rog să trebuie timp. Bun. Timp, 5-6 minute. 5 minute de fiecare, da? Eu doar o predau, mă prezint. Poftiți, poftiți, domnul Severin. 5 minute, 3 au trecut. A apărut la editura Matadecare, Grețile Pictorilor, da, în limba franceză, traducerea mea. Pentru cei care... A promovat cartea asta, da? Da. Și nu vreți să ne citiți ceva din ea? Nu, acum. Domnul Petruș Andrei, poftiți. După 101 de poezii, volumul apărut la editura Academiei României anul trecut și volumul Spre Stele, anul acesta, Nebunul Înțelept. Volum care cuprinde sonete, rondeluri, satire, parodii și fabule. Homo Politicus. Mama întreabă ce vreau să mă fac și cât am să mai umbru în dorul elii. Eu îmi dau silința să o împac, să nu roadă vermele îndoiele. Mama întreabă ce vreau ca să fiu, să adorm și ea liniștită, dar oricât aș vrea nu pot să știu care este calea aurită. Mama întreabă ce vreau să ajung când mă înalț pe muntele de stare, până în piscuri însă drumul lung, iar urcușul a nevoie îmi pare. Îi spun mamei că sunt om matur și am depășit momentul critic. Mai întâi am să mă învăț să fur, iar apoi să ajung un om politic. Se înalță până sus la cer glasul îndureratei mare mele mume, oh, mai bine te făceai hinghier decât încă un ticălos pe lume. Vă mulțumesc! Bună seara, iarăși. Vreau să vă spun că pe acolo, pe unde conduc eu ostilitățile
în timpul festivalului. Pentru unii s-ar putea să fie un gest de impolitețe, dar îi rog pe fiecare să ne respecte timpul, 5-6 minute. Atât zic eu. 10 minute că ești cu festivalul. Mulțumesc, domnul Petrică. Este vorba despre o carte de aforisme, 2222 de aforisme, 7 aforistice, în care am, dacă m-ar întreba cineva de ce am scris-o, dar nu m-a întrebat nimeni. Am făcut o selecție a gândurilor mele, experiențele mele de viață și, bineînțeles, gândurile și învățăturile înaintașilor mei. Tot studiind eu prin cărți, ca să aflu idei noi, am găsit o definiție însă a aforismului, care mi-a plăcut extraordinar. Ce este aforismul? O sintaxă minimă și o semantică maximă. Mi-a plăcut atât de mult încât am regretat și voi regreta toată viața că n-am scris-o, n-am conceput-o eu. Bineînțeles. Maximile, eu fac nu neapărat confuzii, pun semnul egal între maxime, proverbe, aforisme și aceste aforisme, zic eu, merită citite pentru că din ele aflăm din experiența altora ce a fost, ce este și ce va fi. Care ar fi consecințele acestei sintaxe minime, se citește repede, se învață repede și se uită la fel de repede, dar are și marele dezavantaj că poate deveni lozincă. Și lozinca știm ce poate face în stradă, în sală, oriunde, unde mulțimea poate fi dusă spre fapte mărețe sau fapte penibile. Umberto Eco spunea, apropo de păreri, despre aforism, că acestea sunt pe cale de cancerizare. Nu mi-a plăcut deloc ce a putut spune marele Umberto Eco, pentru că eu consider că aforismul este în înflorire. Este, mai ales că tinerii sau toată lumea de astăzi modernă, nu mai vrea să citească așa cărțoaie din alea cărămizi, cum zic eu, la cărțile pe care le scriu eu de obicei. La esență. Și asta înseamnă că Umberto Eco... Depinde acum... Da, ca și fost. Iar un altul, Liceanu, spune și mai rău. Liceanu, culmea, care are fraze, are propoziții care sunt de-a dreptul aforisme. Spune că le disprețuiesc, mi-e silă de ele. Mi se pare foarte grav ce a zis și felul cum s-a exprimat, la fel de penibil. Însă, aceste aforisme pot ajunge la efectul Sancho Panza, acela care înseamnă să folosești cuvinte înțelepte în situații banale. Te trezești când ți-e lumea mai dragă, că vine unul și spune în latină, să zicem, memento mori, băiatul, lasă-mă dumne, că eu aveam altă treabă. Deci, acesta este efectul Sancho Panza, îl folosesc copii în situații banale, au venit și ei cu o maximă învățată, nu știu când, și așa mai departe. Eu atât am de spus și aștept viitorul cititor care trebuie să fie loial și înțelept. Mulțumesc! Cinci minute și jumate. Probabil că și eu am să mă încadrez în timp. Anul acesta am scos cântecul fierbinte al urii. Să știți că nu este o carte cu poeme erotice, cum a crezut cineva, este mai mult poezie socială, poezie de atitudine și cu puțin
pamflet pe aici, pe acolo. O să vă citesc bolnavul închipuit. Orașul are stări febrile, poartă mască, pare bolnav, un complicat proces de fagocitoză îi străbate arterele, vinișoarele asfaltate, fundăturile prin care agenții politici patogeni, influencerii și câteva pițipoance subvenționate cu bile albe, bile mici de aur alb, au acces în sângele lui. Spun unii că orașul e negru pe dinăuntru, de la niște celule care cresc haotic pe acolo, unele peste altele, și la dreapta și la stânga, fix ca apartamentele din fostele blocuri comuniste. Alții îi aprobă, spun că orașul moare de cancer, nu-l mai salvează nici procesiunile de vrăbii, nici crucile mari ivite pe cer în miez de zi, când în dreptul bisericilor, când în dreptul spitalului, că unul avem și degeaba, fug medicii din el ca microbii de antibiotic. Eu cred că orașul se preface, se dă bolnav, e viclean, ipohondru, isteric, știe că n-are toate bolile din lume, dar îi place să se vaite, să fie în centrul atenției, să vină la el cu bomboane, compot și portocale, câte un patron de covrigărie cu vise mari de președinte, câte un bâlbâit care vrea să-i deschidă noi drumuri și câte un alai de mironosițe cu studii periculos de juridice călare pe ceea ce a mai rămas din cultura lui. Orașul mai mult tace, așteaptă și el o minune, un boom care să-i scadă șomajul, presiunea arterială și durerea în cot. Anul acesta am scos un nou volum intitulat Magicul Circumstanțial, Fețe și Suprafețe, lecturi și relecturi din literatura modernă și contemporană. E o carte apărută în cadrul colecției de la editura Julimea, intitulată Orizontul lecturii. E o carte despre literatură, o carte de eseistică, în care mi-am propus, cum scriam și în prefața cărții, să întăresc faptul că demersul nostru de reafirmarea importanței literaturii trebuie privit sub semnul unei estetici a scrisului care poartă în sine o etică, cum accentuează Mircea Martin în Dicțiunea ideilor. E, dacă vreți, un gest de apărare firesc, existențial, față de această tot mai prezentă pornire a omului împotriva omului. Anti-uman, care pune între paranteze și aruncă în derizoriu tot ce ține de artă, literatură sau poezie, adică de sinele nostru cel mai profund. Pe scurt, Gadamer ajunge la următoarea concluzie, citez: faptul că o operă de artă ne face să aflăm un adevăr ce nu ne este accesibil pe nicio altă cale, constituie acea semnificație filozofică a artei, ce se afirmă în pofida oricărui raționament. Experiența artei este astfel, pe lângă cea a filozofiei, avertismentul cel mai serios adresat conștiinței științifice de a-și mărturisi propriile limite. Am încheiat citatul. Prin urmare, fără să fiu împotriva științei, recunoscând, fără doar și poate, binefacerile acesteia, voi fi întotdeauna un declarat susținător al conceptului modern al umanului, al omului, cu toate drepturile inalienabile pe care le comportă. Așadar, vă invit să citiți acest volum. Îl găsiți inclusiv pe site-ul editurii Julimea, dar și în general la mai toate librăriile cu care colaborează această editură, inclusiv librăriile online. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul Vindilă, și vă felicităm pentru toată activitatea din Bucovina. Domnul Dan Movileanu, sub pupile somnului. Așa.
Mă bucur să mă aflu în fața dumneavoastră. Sunt mai recent membru al Uniunii Scriitorilor. Am în față aici un viitor premiu Nobel. Sunt sigur că așa se va întâmpla, dacă tot suntem obsedați de acest premiu Nobel. Eu am pornit cândva, deci în 1974, deputat de Ioan Mitromanescu în revista Convorbiri Literare. Apoi am călătorit prin toată Moldova. Cartea aceasta este cea de-a cincea mea carte. Am pornit la scrierea acesteia, Suburbiile somnului, care a apărut la editura Salonului Literar a celebrului coleg Culiță Ioan Ușurelu, de la o butadă din 1978 a lui Geo Bogza. L-am mintis, probabil, cei care sunteți de vârsta mea, că acolo a avut loc un mare festival de poezie, la care Nichita Stănescu a fost pur și simplu bombardat de Florica Mitroi, referitor la acel poem cu calul, nu știu ce, în sala Pașilor Albaștri. Am fost prezent, l-am cunoscut pe Nichita Stănescu, dar nu fac din asta un act grozav. Dar vreau să spun că am pornit la scrierea acestei cărți prin de la o butadă a lui Geo Bogza, pe care de asemenea l-am cunoscut atunci, care spunea că omul actual este un simplu șurub dintr-o mașinărie complicată. Șurubul poate fi scos dacă răcinește și înlocuit cu altul. Butada aceasta este o copie după o afirmație ceva mai ciudată a lui Stalin, iar Geo Bogza știm cine a fost și ce s-a întâmplat cu el. Când m-am hotărât să scriu cartea, eram undeva în munți, nu vă rețin, încerc să nu vă rețin, undeva în munți, se pregătea deja să mă îngroape cineva, în 1978. Am continuat ani după ani și până am ajuns la formula cioraniană. Să nu ne zbatem pentru o operă. Este suficient să spunem ceva pentru urechea unui bețiv sau a unui muribund. Și atunci m-am, să zicem, dezlănțuit și am scris această carte. Are 30 și ceva de poeme, imense, lungi, însă am să vă citesc doar un fragment dintr-una dintre ele, care se cheamă Despre Marele Confesor. Fețul explodează în plămânii mei într-o benefică anestezie, când șarpele se încolăcește între sânii de marmură ai domnișoarei, ea cade într-un somn de azi pe mâine, îmi ține oglinda invers, i-am spus că o ador și că o admir, dar o cascadă de pene colorate înghite șoaptă. Atunci, dintr-un axon hibrid, țâșnește fără voia mea o diatribă, durerea dintr-o coastă încă mă ține treaz, în rest mi-e bine, mi-am luat și rația de aer, când marele confesor m-a aruncat în apă, s-a zgâlțit pe repede înainte, tot neamul meu de oare și ulcere. Mulțumesc frumos! Și noi, domnul Morianu, și bine ați venit. Domnul Gheorghe Mocanu și Dumnezeu are de albași. Spune cine să se pregătească. Să se pregătească. Să se pregătească. Un corect politic. Știți? O să avem invitat la parte. Domnul Gheorghe, avem câțiva invitați care doresc să-mi citească. La pauză, bine, să vedem citească. Da, da. Nu-i serios, să-mi citească. Da, da. La un moment dat, într-un cenacul literar, se prezintă un polițist. Spune, domnilor, cred că am și eu, așa cred eu, că am și eu talent să scriu literatură, și o doamnă poetesă spune, ce să scrie asta, doar să facă procese verbale de amendă, să ne dea amendă. Și altă doamnă spune, ăsta din ăla cu, dintre băieții cu ochi albaștri. Un domn din cenacul spune, și care e problema? Și Dumnezeu are ochi albaștri. De aici și titlul romanului, și Dumnezeu are ochi albaștri. Ei, nu era Dumnezeu, era acel polițist care se prezintă și încearcă să scrie literatură și la un moment dat
se întreabă, și dacă destinul îl va duce acolo, unde sunt acei oameni care au darul de a scrie? Ce va scrie, cum va scrie și mai ales de ce va scrie? Trebuia să-și lămurească întâi aceste întrebări. Va fi un scriitor de duzină, un simplu om care scrie sau unul care pătrunde dincolo de acest prag? De multe ori se vedea proiectat mai departe în prezentul său, de trecutul său. Nu negase niciodată savoarea trecutului, a clasicismului, dar mergând acum pe drumul prezentului și fiind întâmpinat de un prezent al metafizicii, al spiritualului, va trebui să abordeze această latură, calea transfigurării, a ideologiei, conștient fiindcă omul nu a apărut pe lume doar din motive abstracte, nepalpabile și definitiv emoționale. Va considera omul ca fiind o emoție, în definitiv o reacție, o perfuzie a imaginației mai mult decât carnea sa. Pe asta se va axa în scrierile sale dacă va fi să fie scriitor. Încă nu știa dacă viitorul va răspunde vreodată la aceste întrebări care îl măcinau. Și personajul nostru ajunge la un moment dat răpus de COVID în Ati și redau un mic fragment și de aici. Aici nu știa unde este. O navă cosmică, paturi albe cu bolnavi COVID aliniate, capul de linie. Toată noaptea urmăreau un film. Din când în când, la geam, în toiul nopții, se aprindea o lumânare într-o farfurie. Apoi începea foiala în surtină, lumina aproape stinsă. Urmărea filmul cu ochii întredeschiși. Roboții albi în albastru, asistente infirmiere, veneau cu doi saci negri, doar doi. Carnea din patru alăturată intra destul de ușor și rapid în cei doi saci negri. O legătură și o etichetă. Cineva striga puțin mai tare. Mai are ceva lucruri, telefoane, bani, alte ceva. Apoi targa aluneca prin fața lui spre ieșire. Fazele se repetau cam de 6 ori în 2 săptămâni, de când locuia acolo în Ati, urmărea filmul acela, numai el știa ce gânduri o treceau. Încerca să le spună că trăiește și că vede tot. Ei nu vedeau ce vedea el. El nu știa că vedea linia finală, era limita acolo și cădea din clipă în clipă, dincolo de linia aceea. Umbla iadul prin el. Dracii băteau din tălânci pe o parte. Sfinții încercau să-i alunge prin altă parte. Sfinții cărau oxigenul spre plămâni. Dracii îl furau pe unde găseau obrești. Îngeri albi, halate albe, medici, asistente, infirmiere. Cam atât. Mulțumesc. O prezint mai mult ca pe o ciudățenie. Pe scurt, mi-a apărut un volum mai de mult care se cheamă Natură moartă cu iluzii. Ce? Un prieten care trăiește în Israel, poet român și israelit, mi-a propus un plec, din care n-am câștigat nimic, dar nu e nicio problemă. Să-mi traducă în selecția lui volumul, în selecția a ales. Chestia a fost foarte interesantă, fiind în Israel, și de aia vreau să vă arăt, pentru că știți ce se întâmplă acum în Israel și că mulțumire pentru prietenul meu care e bine deocamdată acolo. Ciudățenie este că nici acum nu prea știu cum să o citesc. Și de la sfârșit la început. Deci așa se ține caica
Și acum citeți. Și citesc de aici? Da. Vă citesc în românește. Da. Chestia cea mai frumoasă, chestia cea mai frumoasă este discuția pe care am făcut mult pe calculator cu Falec, despre unele nerăbuiri de ale lui, voia să-i dea sensul cât mai adecvat, așa, și mă întreba de toate ce înseamnă, ce sunt ele. Aveam eu un volum care se chema Ele dansând, un poem. Și mă întreba... Ele cu ei sau... Cu ei. Cu ei, cu ei, cu ei. Cu ei. Elele. De, nu mai știa probabil sensul și m-am lămurit-o. Cea mai curioasă este că eu, poeziile mele, am cam mult, cuvântul albastru folosit, cuvântul albastru, așa, mai mult obsesiv, prin care eu înțeleg curățenia, așa, fit. Și m-a întrebat de mai multe ori, dar ce-i cu? Păi, de ce folosești albastru? Păi, uite, așa înțeleg eu. Mi-a spus și că în ebraică cuvântul e cam pornografic. Ca și sexuală, da. Citește atunci unul cu albastru. Dar în ebraică... Nu, are conotație sexuală, adică nu e feminină. Vă citesc în ebraică? Da. Bun aniversar! Azi e ziua nefericitei mele nașteri. Fac 60 de ani, o valiză de ani adunați cu migală și cu disperarea clipelor nedoite nici când. Atât. Așa, iată cum sună, am mai făcut exercițiul ăsta, domnul Paul știe, cum sună în românește, de la dreapta la stânga, iluzii cu moarte natură. Și acum avem aici așa, de o veșnicie durează acesta visul. Și nici sfârșit, nici început n-are. Copilării, visele, toate, ca mai toate, la plus infinit, la minus infinit, se întinde. Așa. Și mai e cu pianistul, așa. Pianistul nu ucideți, că degetele lui s-ar putea ta într-o față să vă mângâie. Mileniul, secundele mileniului, cum își mângâie în tăcere, oceanul și undele valuri. Parasimăle, trei că să vii cu ce sau... Nu, nu, vine. Vine? Thank you.
Mă simt onorată că sunt aici și mulțumesc domnului Grăneanu pentru că mi-a acceptat prezentarea cărților, pentru că am avut o perioadă mai deosebită și nu s-au putut prezenta la timp. Și acum doar vă amintesc ca să nu Ileana, să nu vă rețin prea mult. De reținut, pentru mine, să spun așa, de-a lungul vieții, deci viața pe mine m-a menținut datorită nobleței familiei mele și scrisului. Scrisul a fost cel care mă chema în momentele cele mai grele. Am scris multe cărți, începând de la literatura pentru copii, care au fost premiate și Hans Christian Andersen și multe altele. Apoi poezie, proză scurtă, așa, și roman. Eu am venit în fața dumneavoastră cu trei dintre ele, fiind de-a lungul acestor ani în care am scris, am avut niște oameni care au fost apropiați de mine și merită să le amintesc de mine. În primul rând, criticul Petre Isaki a pornit cu mine la drum de la prima carte, primul volum, care este despre Revoluția din 89. Deși acum Revoluția este privită într-un fel, dar eu am scris din punctul meu de vedere al mamei căruia îi dispar copiii. Și merită cartea să fie apreciată în acest moment. Iar criticul Petre Isaki a văzut de la început. Am colaborat foarte bine cu domnul Cornel Galben, care se află în sală. Și la dumnealui, în afară de alte lucruri mai mărunte, a apărut romanul Agonia Faianjenului. Agonia Faianjenului, despre care și criticul Petre Isaki. Așa. Bun. Așa, mulțumesc. E un roman destul de complex. Vi-l recomand cu toată inima dacă aveți posibilitate să-l citiți. Are, totul decurge conform unui roman cu toate acțiunile, personajele, combinarea lor și așa mai departe. Iar personajul respectiv este fratele meu, personajul principal, care prezintă, deci romanul în esență prezintă două lecții de viață, adică lecția de viață și lecția de moarte. Despre roman a scris domnul Calistrat Costin, că vreau să-l amintesc și ca președinte al Uniunii Scriitorilor și că a existat între noi și merită chiar să-i amintesc numele și să citesc câteva cuvinte, care a cărei prefață a întocmit-o dânsul în romanul acesta. Agonia Faianjenului, apărută la editura Corgal Press, domnul Galben, vă mulțumesc pentru toate intervențiile mele de parcurs. În prefața romanului, domnul Calistrat numește, deci eu am Agonia Faianjenului, dânsul numește Agonia Lumii. În prefața romanului Agonia Lumii, scriitorul și criticul Calistrat Costin face o sinteză a romanului, a cărei acțiune se desfășoară pe mai multe planuri. Agonia Lumii, menținută într-o continuă efervescență, se anulează numai atunci când se așterne tăcerea prin noapte. Tăcerea privighetorii care nu mai vrea să cânte, motiv de a-și câștiga libertatea.
Povestea acestei cărți va apărea în revista Cadran Cultural a domnului Cornel Galben, care spune noul volum de proză la Ocupare în Marea Paraschiv, intitulat Agonia Păiașului, aduce în memoria iubitorilor de carte o poveste de viață, mai curând, ar zice eu, adevărate lecții de viață și de magie. Proza împănată, asta domnul Calistrat scrie, nu eu, proza împănată de rafinamente librești, Cioran, Eco, Sartre, Eminescu, Coenco, Camus, Renan, Tolstoi, Blaga, precum și al unor remarcabile personalități creștinești, Justin Pârvu, Isaia, Gheorghe Șincă, impune meditație, reflecție și răbdare în parcurs. Următoarea carte, aici am colaborat în această cuvântul în exilul unei rame. Fotografia reprezintă mestecii de la mine din curtea de la țară. Așa că am urmă. Cuvântul în exilul unei rame cuprinde o selecție de lucrări care au fost publicate în reviste de prestigiu. Și sunt cuprinse aici, în această carte. Eu aici v-aș recomanda Pădurea de Mestece și multe altele care prezintă și frumusețe, unele descrieri, tristețe și alte lucruri care te atrage. Vreau să spun, căutând în... intrând pe site-urile Literaturii Române, am găsit cartea menționată, nu știu cum și cine, în revista Gândacul de Colorado, singura revistă românească din Statele Unite. Da. Și cartea Zbor de Nălucă este o antologie cu poezie, a cărei grafică a realizat-o doamna de aici de sală, poate să ridice în picioare, o grafică excepțională. Călin Veronica Bocăreț. Da. Și este o... Mă rog, nu am făcut aici pe coperta din față, sunt cuvintele domnului Peter Isachi, care nu le mai citesc, ca să nu... Așa, aici pot să... Deci, cuprinde poezii de-ale mele, eseuri și poeziile fiului meu. Și poezii ale fiului meu, care a fost actor la Teatrul Ceatrul din Iași. Și în încheiere vă citesc chiar vor de nălucă, parcă, ca să spunem de ce asta e liniștea noapții. Mă scuzați, vă rog. Oricum, până găsește, o să mai avem încă patru cărți de prezentat. Anunțați ca să știe. Băi, are Petronela Popin, așa, ca aici. Gabriel Dinu, Constantin Severin. Nu, eu nu, eu am primat-o doar. Ai predat-o? Da. Păi, atunci am trei și cu domnul Mos, cu Marin Mos. Deci trei mai avem și după care, scurt timp, o să vă pregătească. În sfârșit, o să vă citesc alta dacă nu o găsesc pe aia, pe a... Strigătul Anei. E vorba de strigătul Anei din Sunt Rezidui, care, în persoana căruia, intră în femeile noastre, în întâmplare. Vedem ce au pățit. Strigătul Anei.
Sunt Ana, ascunsă în zidul cel gros din cărămidă arsă. Inima greu mă apasă. Zilele trecute vântul mi-a adus o veste rea de acasă. Ci că prin Carpatii trăitori de deacuri s-au instalat ferăstrare. I-au încolțit trupul fără milă și i-au aruncat în bucăți la cei ce nu înțeleg ce înseamnă o țară. În urmă, izvoarele s-au ascuns sub pietre tăioase. Nu-și recunoșteau locul, nu mai știau pe unde să iasă. Animale și păsări nu mai trezesc codrii cu zboruri de cânte în zile de soare. Oricând greul din inimă te apasă, le mai poți vedea în trofee, prin casele căptușite cu tele groasă. Nici urmă de cuiburi, nici cântec de mierlă, muge de cer, ori urmă de ciută. Grote de uși, viziuni rătăcite în tufișuri, ori prepelițe prin erburi întinse. E un pic mai mare, dar o să vă satisfac finalul. Poate ați auzit întâmplarea, cum m-au așteptat într-o zi fără soare și m-au amăgit cu trădare. Mi-au luat chipul de Ileana Cosânzeană, jecmănită, dezbrăcată, compromisă și hulită. M-au lăsat la periferii, în Mahalala. Mamul a plecat pe alte meleaguri. Aleargă și acum, fără să știe de ce. Unde ar putea să-și găsească odihna, iertarea? Își poartă păcatul pe frunte cât râul, cât marea. Aleargă, nu are timp să afle de urgie. Dacă îl întâlniți cumva, spuneți-i din partea mea că pe aici e întuneric și râs pe la colțul. Au slobozit credința dumnezeiască să plece unde o vrea și din chilii ar fi bine să iasă. Vânduții satane nu au timp de tatuare. Ei au de împlinit visuri mărețe, de înălțare, nu spre cerul cel biblic din cât mi se pare. Prin noaptea de veche neputincioasă ascult un curg râuri cu lacrimi în spume. Nu am cum și cuia mă plânge. Ori poate durerea din pierd mă apasă? Manole, Manole, găsește-ți de grabă drumul de întoarcere acasă. Vino, scoate-mă din clisa cea groasă, dă-mi înapoi rochea de mireasă și haina țesută cu fir de mătasă. Grăbește-te, nu mai întârzia, timpul se scurge nebunește, zidul din jurul meu crește, tot crește, degetele mi ajung până la cer, genunchi înalță trunchiul de fier de oțel, armură sunt toată, aștept doar un semn. Manole, Manole, putează îndată, nu mă lăsa să disper. Și în încheiere, pentru că m-ați ascultat atât de bine, la fiecare carte, după fiecare scrisă, carte scrisă, sau nu numai carte, o poezie, un text, orice, eu mi-am făcut o rugăciune și vreau să închei cu rugăciunea asta, dacă îmi permite. Da. Să-i dau ochelarii pe mine. Rugăciunea. Mulțumesc, Doamne, că exist, că mi-ai dat suflet și dor și gând, zâmbet și râs și plâns, ochi ca să pot vedea și să mă pot bucura, rațiune, speranță și vis, și inima ca să pot iubi și să pot ierta. Îndreaptă-ți, Doamne, privirea și asupra ea. Da. Mulțumim, doamna Mara Paraschiv, și urăm multe, multe sănătate, să dea Dumnezeu să o plătească, să o binecuvânteze cu multe, multe sănătate. Doamna Petronela Apopa. Pe care îl oferiți în această seară. Anul acesta sunt Petronela Apopei, jumătate băcăoancă, dar vin de departe, din Harghita. Abia am ajuns
Și anul acesta mi-a apărut o carte de cronici de întâmpinare în căutarea infinitului creator, dar cu ce mă mândresc este o carte, Cântec dintr-o oază albastră, scrisă împreună cu poetul Daniel Luca, și care este dublu premiată atât la Festivalul Internațional Titel Constantinescu din Râmnicu Sărat de anul acesta, cât și la Festivalul Internațional din Sighetul Marmației. Am să fiu foarte succintă. Cu neliniște în liniște, ai pătruns în vârful degetelor de la mâini, în lumea mea, în care încercam să mă trag singur de sfor. Am cântat gândul și colindul și m-am lepădat de trei ori. Dar eu vă mulțumesc și vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Petronela, că e în seara asta cu noi și a venit tocmai la Gheorgheni să fie în seara asta cu noi. Mulțumim. Și acum pe domnul Dinu Gabriel. Și ultimul, dar nu ultimul, când cei de la urmă vor fi cei de întâi, domnul Marin Moscu. Poftiți, domnul. Mulțumesc pentru invitație. Se pare că nimic nu e întâmplător pe lumea asta. Înaintea mea a fost Petronela Popei. Noi acum 2 ani am avut o recenzie comună în revista ATD-ul a domnului scriitor George Calcan, se numea Laguna Albastră. Erau două cărți ale Petronelei și cartea mea de bucăime cu ochii albaștri. În seara asta o să vă prezint un volum scris cu încă un autor despre războiul din Ucraina. Bucata mea se numește Al Patrulea Reich, iar cealaltă bucată e Ucraina Mir. Cartea a apărut la editura Bestseller de Chișinău în luna februarie, chiar dacă cumva în descrierea CIP, au luat descrierea CIP prin decembrie anul trecut și apare 2022. Frica. Ne obișnuisem cu frica. Cineva strănutase în China, apoi am strănutat toți, de pe întreaga planetă. Ne obișnuisem cu frica, cu tot măștile, testele PCR, vaccinurile Pfizer, dozele Buster, cu moartea venită în sași negri, cu carantina, cu poliția de proximitate, când dintr-o dată undeva în Ucraina, idioții și-au amintit că au arunc. Apoi, prin România, am început să cumpărăm ulei și benzină. Și mai citesc încă una, zeul războiului. Era o primăvară nasoală când zeul războiului venise iar, îl poreclise cu nume de fiară în rus oarecare și ne amăgeam că Dumnezeu înviase în Ucraina. De fapt, dacă am fi fost mai puțin intransigenți, toți n-am fi zărit, ne uitam în oglindă. Vă mulțumesc! Și acum să... Asta e bine, da? Acum să ascultăm un transfug de la gloduri ajuns la Humoce. Te spun la Broscuțeni cu Mocea, dacă se așa e. Culmea, gloduri, Broscuțeni, vedeți? Ce gloduri, Broscuțeni, nu? Broscuțeni, eu zic Broscuțeni ca să o legăm cu gloduri, știți? Gloduri, le știți, izvorul Berheciului de acolo, dar un transfug la Humocea. Știți că a fost la Humocea, Marele Abator, care era înainte de 89, acolo. S-aprozonau toți mai mari, mari partiduri, nu? Apropo de... Da. Eu aveam arul și calam cu remor ca vitele care le aduceam în loc. Vedeți, haideți. Vă rog, povestiți noastră. E ultimul episod de azi. Vă reamintesc că mâine la ora 16 până la 17 avem recital de poezie. Cei care înveți, inclusiv invitații, deci nu numai noi membri și care sunt să-și pregătească câte o poezie, două pentru mâine, da? Hai, nu zici, nu o să mai spun. Două poezii, da? Vă rog, domnul să poți. Da. Această carte a apărut în luna august anul acesta, la editura Sercom Libris din Iași.
poartă numele de explozi de frumusețe. Și eu, de obicei, sunt cam îndrăgostit chiar la vârsta asta. Scriu poezii de dragoste. Dar le combin, pe aici, pe acolo. O să vă citesc doar două. Cartea se găsește de cumpărat la portocal.ro. Călătoria finală. Nu s-a spus nimic despre poeții care au plecat dintre noi și... Mâine. Eu citesc mai înainte. Poeții închid lumina în suflet și pleacă. Într-o călătorie promisă, ambigu și seacă. În urmă rămân tomuri de poezii ecou, între stațiile dintre stele nimic nu e nou. Doar un înger ascuns într-o umbră fecundă, șterge ochii luminii terestre cu o secundă. Ochelarii nopții se poartă în vecie, cagăne întoarcerii citește poezie. Pe muntele de cărți răsare negru soare, lumina plânge în rime fără alinare. Poetul a închis ceaslovul și a plecat în sânul cerului la Domnul adevărat. La început de toamnă să priviți spre cer, o dungă de lumină ascunde un mister. Este călătoria, prieten, ambiguă și seacă, ce pune poezia la crucii teacă. Fantomele sărutului. Surâsul și plânsul împăresc pe buza cuvintelor. Sărutul se sfarmă de un craniu de înger. Între ploape pun îmbrățișarea icoane pictate pe lemnul cunoașterii. Singurătatea fură brațul venit din deriva stelelor. Nisipul trece dureros prin carnea lacrimii. Casa e tăiată de lumina candelii. Anestezia feniței complotează împotriva autorului. Constelația coloanei sfărâmate atârnă de trupul femeii care cântă la izvorul un aducător de copii guamează la gulea. Aerul ascunde pasărea vorbelor, câinii îmbătrânesc în umbra pașilor, pe stâncile rumegate de curcubeie, schelete albite apare în prima unei roze puse în poșeta destinului. Nu e așa că de dor vântul ascunde fantomele sărutului în simfonia cuvintelor. Vă mulțumesc! Deci, prezentarea s-a terminat. A apărut destule de cărți, au început și românește, destule cărți.